imunitare se află la nivel din bucală, cavitatea bucală, în mucoasa căilor respiratorii, da? Deci trahee, bronhii, plămâni, cât până unde are loc schimbul de gaze. Urmează intestinul. Pur și simplu, la nivel de intestin, de ce este foarte important să cunoaștem asta? La nivel de intestin, celulele astea sunt foarte multe. Haideți să comparăm suprafața, de exemplu, a nasului unui om și suprafața intestinului. Noi știm că intestinul fiecare are minim vreo 6 metri, da? Adică studiile spun că cei mai înalți intestinele sunt mai lungi, cei mai micuți de statură sunt mai scurte, dar oricum minim 6 metri de intestin are orice om. Și vă dați seama ce suprafață de absorpție este. Prin intestin noi absorbim toate alimentele, proteine, glucide, lipide și toate vitaminele care ne întăresc sănătatea, ne mențin sănătoși. Iată, acolo se află acele celule care ne fac imuni, adică ne ajută să luptăm cu virusuri, bacterii și tot felul de paraziți. Ideea este că acele celule funcționează doar în condiția dacă au cu ce se hrăni și asta este noțiune de prebiotic. Da? Prebiotic înseamnă pregătesc, pre. Și probiotic înseamnă, de fapt, bacterii bune, prietene, care populează intestinul nostru. Și ele sunt foarte multe, sunt miliarde. Cineva spunea, nu țin minte, dar dădea o cifră că până la 4-5 kg de bacterii avem. Da? Adică din, dacă luăm greutatea noastră, fiecare, vă imaginați-vă că sunteți compuși din aproximativ 5 kg de bacterii, restul deja sunt alte lucruri. Da? Și cu prebiotice noi hrănim aceste bacterii prietene, iar cu probioticul în, ca produs, iată, la Nutrilite este un produs nou, se numește Balance Weaving, sunt pliculețe și pur și simplu o să vă zic care e avantajul, ce înseamnă să fie o companie care ea e numărul 1, da? N-o să vă, puteți căuta în surse oficiale, vă spun în cunoștință de cauză că nu găsiți, este un lider în acest domeniu. Și probiotic înseamnă că noi populăm intestinul cu acele bacterii prietene. Da? De exemplu, așa un pliculeț de acest produs, avantajul este și faptul că îl puteți lua oriunde nu vă trebuie apă, este plăcut la gust. Din produsele din farmacie necesită anumite condiții, da? Fără apă nu le poți lua, foarte multe sunt distruse de acidul gastric, da? Dacă le-ai înghițit și ai aciditatea crescută, ele în stomac s-au distrus. Da? Aici Nutrilite a gândit în așa fel ca chiar și în stomac nu sunt distruse acele bacterii prietene. Da? Și sunt multe, sunt 6 miliarde într-o singură doză. Da? Chiar făceam analogie cu aproape cât populația globului. Da? Noi suntem 7 miliarde, deci avem 6 miliarde de bacterii prietene într-o doză. Acum, foarte puțin medici o să vă spună, pentru că nu toți cunosc, nu toți sunt imunologi, dar după orice cură de antibiotic, imunitatea noastră scade foarte tare și distrugem acea floră care nouă, de care avem nevoie. O distrugem practic total. Ca să-ți restabilești flora intestinală după o antibioticoterapie de 5 zile, este nevoie de cel puțin 2 luni de probiotic. Da? Adică să iei activ acele bacterii prietene, ca să poți să revii la starea în care ai fost până începe antibioticul. Da? Asta e un sfat prietenesc. Deci medicii scriu 10 zile, minimum, dar să știți că e puțin, pentru că când bem antibiotice, mai dezvoltăm și micetele, adică sunt ciuperci, paraziti, care când am distrus flora, ele încep a înflori, da? Acele ciuperci patogene. Și iată așa e, prieteni. Deci 2 luni avem nevoie de așa produse după antibiotice. Alt avantaj este că, fiind plăcut la gust, îl puteți, am zis, lua oriunde. Dacă amestecați, de exemplu, cu alimente sau băuturi, aveți grijă doar să fie reci. Deci nu se amestecă cu băuturi fierbinți, pentru că temperatura mare distruge. Nu se neutralizează, am spus, în stomac, acidul gastric nu îl neutralizează. Și fiind o formă foarte accesibilă, da, pentru un consumator, ea poate fi foarte ușor folosită, de exemplu, ideal este să o folosiți pe seară, da, pentru că ar fi bine după ultima
priză alimentară seara, îți treacă o oră undeva, da, să eliberați stomacul puțin, după care beți un pliculeț de acest probiotic. Noi mai avem mai de mult produse care le folosim cu mare drag și ne sunt ajutori fideli, da, din grupa prebioticilor. Sunt acele fibre despre care tot se scrie foarte mult. Deci avem două produse, sunt fibre de inulină sau fibre solubile în apă. Fibrele au un rol și a regla tranzitul intestinal. Cine are așa probleme sau încearcă să slăbească, să controleze greutatea, să știți că poți doar adăugând undeva 10% la rațion mai multe fibre, în mod normal, natural, oamenii iau fibre din legume, din legumele fibroase, legumele care sunt tari sau care țin forma, sau frunze, da? Verdeață. Dar hai să fim obiectivi. Cât am mâncat, de exemplu, astăzi? Analizați și iată așa produse. Cum, aici avem glucomanan, este concret deja creat pentru a slăbi, să zicem, da? Vrei activ să dai jos un număr de kilograme, atunci bea glucomanan, înlocuiește înainte de 2 mese, poți lua cu jumătate de oră. El are o proprietate în stomac, face un ghem așa de gelatină, aproximativ, la consistență. Și pur și simplu nu ți este foame, da? Sau porția care urmează să mănânci va fi de 2-3 ori mai mică. El ocupă loc în stomac. După care trece în intestin și ajută să absorbă toate toxinele, da? Ajută la funcția motorică a intestinului.